Bine v-am găsit, dragi prieteni, la Școala Cuvântului. Împreună cu dumneavoastră, noi studiem cartea pe care a scris-o un evanghelist. Un om care atât de mult era atașat și impresionat de Domnul Iisus Hristos, încât a scris Evanghelia după Marcu. Și a rămas la ziua de astăzi. Însă subiectul pe care îl vom identifica astăzi, aici, sunt polemicile și discuțiile în care Domnul Iisus a fost antrenat cu contemporanii săi. Alături de mine, colegii mei de platou, este familia Țabur, este domnia sa Țabur Roman, este profesor de istorie, bine ați venit! Bine v-am găsit! De asemenea și director al Instituției de Învățământ Excelsis Chișinău, domnia sa Natalia Țabur, bine ați venit! Ne face plăcere de fiecare dată! Știți, plăcerea de fapt mă aparține mie, pentru că atunci când încercăm noi să studiem sau să ne spunem părerea sau poziția, cu atât mai mult că vă cunosc persoane care studiați adânc, gândiți și sunteți niște oameni ai Bibliei, sunteți niște bibliiști, dacă pot să zic. Și iată, subiectul e foarte interesant. De ce? Pentru că începând cu capitolul 2 în Evanghelia după Marcu, ni se prezintă o istorie. Istoria unui slăbănoc. Se face așa că a coborât prietenii săi un slăbănoc și s-a pomenit în fața Domnului Iisus Hristos, iar acolo s-a evit o polemică. Iar Iisus pune o întrebare. Ce este mai lesne? Ce mai simplu? Să zici iertate sunt sau vindecare? Și aici se întâmplă situația. Și întrebarea mea, sigur că, cum polemica contemporanilor săi împreună cu sau cu Domnul Iisus Hristos a fost rezolvată prin vindecarea acestui slăbănoc? În primul rând, haideți să vedem cine erau contemporanii și cine erau oamenii care, cu care Hristos intră în polemică. Da. Hristos vine și mișcă din temelii foarte multe principii ale societății iudaice din acea perioadă. Lucru care deranjează destul de mult, mai ales atunci când vorbim despre farisei, saduchei, cei care țineau legile și aveau grijă ca aceste legi să fie îndeplinite. Și iată, aceste polemici apar în momentul în care acești oameni înțeleg că Hristos face anumite lucruri, printre care și minunile, despre care astăzi probabil o să discutăm, dar nu întotdeauna ține cont de legile care existau la acel moment și legile pe care ei le înțelegeau cum le înțelegeau. Iată, acolo se creează această polemică. Și iată, aceștia de fiecare dată, în momentul în care Hristos acționează, intervin cu anumite încercări, dacă putem să le spunem, de a demonstra sau de a face sau de a arăta lumii care îl urmăresc pe Hristos că el într-un fel sau altul încalcă legea. Și atât acolo de fapt încercăm să observăm cum cel mai interesant este cu ce se finisează aceste discuții. Pentru că de fiecare dată Hristos fiind în primul rând fiind un Dumnezeu, da? nefiind o persoană obișnuită, el este cel care înțelege foarte bine care este obiectivul, scopul acestor oameni și le răspunde cum nu se poate mai bine de altfel la toate aceste încercări de a-l atrage între discuții controversate. Așa zice, când le-a văzut credința celor prieteni, a zis slăbănocului, fiule, păcatele sunt iertate. Unii din cărturari care erau de față se gândeau unii în mile lor, cum vorbește omul acesta? El hulește, adică aduce blasfemii. Cine poate să ierte păcatele numai dacă Iisus? Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis, pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre?
Ce este mai simplu? Este mai lesne? Să zici păcătosului, păcatele sunt iertate, sau să zici, scoală-te, ridică-te, ia-ți patul și umblă? Evident, ce spune Iisus? Cum rezolvă El? Care este, de fapt, polemică? Uite, aici, concret. Și ce zice Iisus? Pentru că ceea ce ați explicat foarte temeinic și foarte frumos. Uh-huh. Și acum se întâlnesc acești, eu știu, rivali la un moment dat. Este Iisus și ceilalți. Și hulește. Hulește Iisus? Adică face El greșeală? Păcătuiește Iisus prin faptul că iartă păcatele? Da, aici, iată, este un moment unde, în primul rând, trebuie să încercăm să vedem de unde apare această întrebare. Ea nu este o întrebare fără temei. Uh-huh. Și nu este o întrebare fără temei. Așa. Pentru că tradiția evreiască, da, spunea foarte clar că atunci când vorbim despre o problemă de sănătate, atunci când vorbim despre o problemă de ordin locomotor, de obicei în societatea evrească se considera că este o urmare a păcatului. Deci vă referiți acum de anatomie, fiziologia omului, exact, da? Deci așa. Urmarea păcatului nu, așa, neapărat a omului care era bolnav, dar probabil a părinților săi, dar poate și inclusiv a acestuia. Nu, trebuie să înțelegem că există logică. Dacă, da, e nenormal, s-a întâmplat ceva. Da. Nu pedepsește Dumnezeu pentru ce. Nu, și acum sigur că o concluzie care vin ei, da, Dumnezeu. Da, și atunci când vedem această întrebare, cumva înțelegem că ei încearcă să-L provoace pe Hristos, uh-huh, să răspundă la o întrebare în care este implicată voința lui Dumnezeu. E adânc. Lucru care, în mod normal, pentru un om obișnuit, ar trebui să reprezinte o dificultate în a răspunde. Pentru că contează foarte mult care va fi răspunsul. Uh-huh. Dacă vei răspunde că da, eu sunt Dumnezeu și eu îmi pot permite să iert păcatele pentru că mai important ca mine nu este nimeni altcineva, este o chestie care poate fi folosită de acești oameni în condițiile în care vedem mai târziu în cartea Marcu, dar inclusiv și în celelalte cărți ale Noului Testament, că era unul dintre obiectivele pe care îl aveau fariseii de a scăpa de Hristos. Iar posibilitatea cea mai lesne, cea mai ușor de a obține acest lucru, era de a-L face pe Hristos să spună lucruri care ar putea fi folosite pentru a-L condamna ulterior. Compromise. Da. Și atât Hristos spune sau răspunde un lucru absolut omenesc sau dă un răspuns absolut omenesc. Și El dă deoparte trecutul probabil acestui bolnav și El spune că cel mai important lucru este ca omul acesta să aibă o altă viață. După care putem discuta despre păcat. Da. Probabil că asta este motivul pentru care Iisus mai întâi zice păcatele îți sunt iertate, iar după aceea, ca să dovedească că îi sunt iertate, nu numai celor care erau prezenți, dar însuși omului care a beneficiat. Pentru că aducându-L pe El, oamenii vroiau ca să fie vindecat ca să înțeleagă că este iertat. Exact. Însă Iisus face invers. Îl iartă, îi oferă iertarea, iar după aceea, ca dovada iertării, este vindecat. Evident că probabil că ar trebui să fie o lecție și pentru noi. La ziua de astăzi, dacă chiar nu ești vindecat, nu înseamnă că nu ești iertat. Și da, invers. Probabil că în relațiile cu Dumnezeu este cu totul altceva și bunăvoința pe care o descoperă evanghelistul Marcu al lui Dumnezeu, al Domnului Hristos, față de păcătoși, față de om, pentru ca să fie salvat. Imaginați-vă că sunteți într-o situație în care va trebui să explicați cuiva de ce este bolnav. Este într-o depresie. Ce ați fi spus? Este și această experiență. Da. Dumnezeu ne oferă diferite experiențe din care noi trebuie să scoatem o învățătură.
Respectiv, trebuie să o primim ca atare situația în care ne aflăm și să înțelegem ce dorește Dumnezeu ca să realizăm în viața noastră. De aceea era clar atunci când, deci, bolnavul nostru practic nu a zis niciun cuvânt, dar era evident dorința arzătoare a lui de a veni în fața lui Iisus. Da? Și atunci când prietenii lui l-au adus și au insistat prin acoperiș, orice posibilitate au oportunitate au folosit-o pentru ca să fie în preajma lui Iisus acest om bolnav, iar fariseii în dorința lor și cărturarii în dorința lor de a nu periclita urânduirea acestei lumi, nu au putut să vadă adevărat fața lui Iisus, faptul că El este un Dumnezeu iubitor, un Dumnezeu care este empatic și l-a vindecat pe acest bolnav datorită credinței lui. Paradoxal, oamenii cărturării. Și când spune despre cărturări, se are vedere că cei care studiau Sfintele Scripturi, adică cărțile sfinte. Și ar trebui să descopere în cărțile sfinte pe Dumnezeu și să descopere iertarea. Ei trebuiau primii să-L identifice pe Dumnezeu. Da, și aici, asta e paradoxul pe care noi îl observăm, iar polemica se naște aici. Pentru că nu l-au văzut, nu l-au descoperit pe Dumnezeu. Și soluții pentru un slăbănoc n-aveau. N-aveau, ne prin faptul că erau toate în mâinile lor. Dumnezeu te iartă, El te vindecă, nu noi. Și acum iartă El. Și rezolvarea problemei pe care o prezintă Iisus este faptul că Dumnezeu iartă. El iartă. Este un Dumnezeu al iubirii. Da. Și atunci dragoste fără iertare, nu știu dacă ar putea exista. Știți? Hai că ăsta e bolnav. Mă rog, e slăbănoc, are deficiențe sau maladii fizice, da. Așa, fiziologice. E clar, domnule, și trebuia de explicat de unde, cum încercau ei să facă un fel de fecauză, legătura. Da, dar se întâmplă un lucru foarte interesant. Acum cu vămișii. Și întâlnim că Domnul Iisus după aceea l-a chemat pe Levi, iar el, ca o bucurie extraordinară, vă dați seama, l-a invitat un vameș ca să fie ucenic. Nu s-a mai auzit treaba asta. Nu s-a mai întâlnit. Și pe lângă aceasta se face, el dă un ospăț și invită prietenii, da? Ce fel de prieteni are un vameș? Păi tot ca el. Da. Colegi de lui. Acum este o problemă, domnule. Care este problema aici în cazul dat, istoria dată, care i-a obiectat Domnul Iisus? Și întrebarea a fost, de ce tot acești cărturari? De ce mănâncă el și bea cu vameșii și cu păcătoșii? Da, iarăși să luăm contextul în care se află aceste situații, da? Este contextul istoric. Deci vamișii, de fapt, erau funcționari ai administrației romane. Deci ei aveau ca obligații, ca funcție să perceapă taxe de la cei care erau supuși romani, de fapt. De multe ori acești vamiși percepeau taxe duble pentru că o luau și în folosul lor. Era și o zicală veche în acele timpuri că dacă vamișii au intrat în casă, tot ce este în ea devine necurat. Atât de spurcați, adică atât de... Respingători erau de societate, deci erau cei mai urâți în societatea evreiască, erau vamișii. Unul, ei reprezentau o administrație care considerau ei că nu este una legală, pentru că erau asupriți, erau sub conducerea Imperiului Roman, și doi, faptul că ei nu erau chiar ca persoane, nu erau integre. Da, și probabil dacă am rezumat la două cuvinte, trădători și corupți. Da. Deci iată, și undeva, dacă am încercat să explicăm această întrebare adresată, ea este una logică. Uh-huh. Pentru că acești vameși erau considerați ca, chiar dacă ei erau evrei, erau considerați străini. Pentru că, în primul rând, ei își trădau poporul, într-al doilea rând, reprezentau un sistem super corupt.
Și lucrul ăsta, desigur, că îi face pe aceștia să-i considere ca o categorie de mâna a doua, cu care Hristos, în mod normal, nu trebuia să aibă tangențe. Știți, hai că cu vame și-i clar, dar faptul că îl mănâncă și aici, ei continuă și zice, pentru ce ucenicii, pentru ce ucenicii lui Ioan și al fariseilor postesc, chiar ucenicii tăi nu postesc, mănâncă, domne. Mai mult decât atât, duc și la masă într-o casă cu vameșii. Și cu cine încă? Și cu vameșii? Și cu... ce cu ei, domnule? Cu păcătoșii și cu postul? Care e problema? Ce se ivește? Oare Domnul Iisus este împotriva postului? Nu, aici trebuie să încercăm să înțelegem că momentul respectiv pentru Hristos era mai important salvarea sufletului acestor vameși, decât postul propriu-zis. Da, pentru că postul era un fenomen care era destul de des întâlnit în societatea evrească, prin prisma multiplelor sărbători pe care ei le aveau și care în cadrul cărora trebuiau să fie îndeplinite sau realizate inclusiv și aceste posturi. Hristos răspunde foarte simplu, da, și dacă încerca să parafrazăm astăzi, cine are nevoie de apă? Cel însetat. Cine are nevoie de tratament? Cel bolnav. Cine are nevoie de hrană? Cel flămând. Deci nu te duci să oferi ceva unui om care nu are nevoie de acest ceva. Hristos punctează sau țintește exact unde exista problema. Numai că deja este problema acestor farisei care, desigur că probabil după răspunsul lui Hristos au înțeles foarte bine care este explicația. Dar ideea principală a lor era de a găsi un moment care să poată fi folosit împotriva lui Hristos. Vă dați seama, deci vindecă și spune că este iertat, iartă păcat, dar vindecă, nu ceva strani. Mănâncă cu păcătoșii. Deci încalcă niște taburi, niște regulamente. Mănâncă în post și cu păcătoșii. Da. Și hop, încă și cu postul. Deci în timpul ce noi am anunțat post, și de obicei în post toată lumea trebuia să demonstreze că postește și trebuia să-și chemnoseze fața vâliu, că unul e mai postit decât altul. Și în cazul acesta Domnul Iisus nu că ignore postul, problema este că ignoră sau descoperă că postul pe care ei tradițional îl practicau este inutil pentru ei. Și care ar fi răspunsul Domnului Iisus? Cum îi pune el, eu știu, într-o situație în care nu știu cum să răspundă sau nu știu cum să facă față? Care a fost răspunsul și care e semnificația răspunsului Domnului Iisus? Cu referire la post? Da. Iisus își compară prezența lui cu o masă festivă. Adică cei care sunt la masa mirelui nu au... Deci la o nuntă, vă imaginați dumneavoastră la nuntă să postească? Da, nu au nevoie de post. Așa, n-au nevoie. De ce atâta timp cât este mirele aici pe pământ, nu este nevoie de a posti. Este timpul în care noi trebuie să folosim la maxim această oportunitate de a ne afla în prezența lui. Nu este timp de post acum. Și iată, aici, dacă ne uităm mai jos, începând cu versetul 19, el dă un răspuns care, în care folosește mai multe pilde, da? Cu postavul nou la bucata de haină veche, cu masa nuntașului și tot așa mai departe, și el spune că lucrurile nu poți, de exemplu, nu poți o bucată de haină nouă sau o bucată de textilă nouă să o pui la ceva vechi. Da, pentru sigur. Că o va rupe mai tare. Da, deci da. Este fără rost. Sau vinul nou într-un burduf vechi. Sau este vorba populară, cunoscută în poporul nostru, deci o lingură de dohot strică un butoi de miere. Mm-hmm. Adică nu poți să pretinzi că faci voia lui Dumnezeu făcând rău oamenilor. Deci cred aici, că dacă încerca să parafrazăm, astfel am generalizat răspunsul lui Hristos. Deci prin aceste pilde el cumva face referință la învățătura lui și la învățăturile
deformate și aduse până la o absurditate ale contemporanilor acelor timpuri. Deci ele sunt în disonanță, ele nu au nicio tangență cu adevăratul Dumnezeu și cu ceea ce el de fapt reprezintă. Da? Sunt niște legalități, niște formalități care de fapt împiedică practicarea adevăratei iubirii a lui Dumnezeu. Aici este o contradicție între tradiție și necesitate. Și atunci când tradiția merge peste necesitatea omului, este o problemă. Mi-a plăcut ce a zis. Evident că noi observăm că, știu, parțial nu poți fi, nu poți aparține de Dumnezeu. Parțial. Adică, uite, ăsta e bun, ăsta e nou și ăsta e vechi. Nu, de ce să nu le combinăm? Păi nu se combină. Ori una, ori alta. De fapt, asta și-au făcut creștinii, primii creștini, începând cu secolul 3, când au încercat să denatureze ziua de odihnă, au încercat să denatureze sărbătorile. Să ia ceva din, ca să populeze, ceva din nou. Ca să fie mai populară credința. Da, pentru ca oamenilor să le fie mult mai ușor să practice noile tendințe apărute în acea perioadă. Și ca rezultat de catastrofă. Da. Și avem edictul din 320 al lui Constantin care spune, deci luăm puțin de colo, puțin de colo, amestecăm și facem ceva care să fie pentru toți. Confortabil pentru toată lumea. Exact. Dar nu poți. Nu va fi confortabil pentru Dumnezeu. Și n-ai cum să fii. Mi-a plăcut ce a zis dumneavoastră. Deci, uite, necesitatea și tradiția și dacă trece. Întâlnim în continuare, îi găsim pe Domnul Iisus împreună cu ucenici în zi de sâmbătă, în zi de sabat, în a șaptea zi, unde erau multe interziceri peste măsura, eu știu, peste lege. Și îi întâlnim cum ucenicii treceau prin lanul de grâu și pe când mergeau au început să smulgă spicile de grâu și să le mănânce. Fariseii, cei care au observat lucrul ăsta, au zis, vezi de ce fac ei ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului? Și acum răspunsul Domnului Iisus. Oare n-ați citit niciodată ce a făcut David când a fost în nevoie și când a flămânzit? A flămânzit el și cei ce erau împreună cu el, cum a intrat în casa lui Dumnezeu și Abiatar i-a dat pâinele care erau interzise să le mănânce, ce le mâncau numai preoții. Dar el le-a mâncat și n-a murit. Și trebuia să fie constante lucrul acesta. Dar stai puțin, da, cu adevărat, ceva s-a întâmplat deosebit. Ce spune, care este problema în realitate? Pentru că pentru cineva, la ziua de astăzi, li se pare că Domnul Iisus probabil că a anulat ziua a sabat sau de sâmbătă, l-a anulat, l-a răsturnat, sau e ceva mai adânc. Și alții care zic, domnule, acolo se vorbește cu totul altceva. Care e problema? Da, Iisus se afla în niște împrejurări dificile. Ei erau flămânzi. Da. Aveau o necesitate. Deci ei trebuiau cumva să se alimenteze în ziua respectivă. Fiind o zi deosebită, fiind sabat, nimeni nu i-a invitat pe ucenici la o masă de sabat, da? Ca să petreacă această zi deosebită, pusă deoparte atunci. Să se bucure. Să se bucure de sabat, da? Iisus a înțeles spre ce pleacă aceste întrebări și respectiv le-a răspuns cu o situație care ne este relatată nouă în 1 Samuel 21 de la 1:6. Da? Deci când David, ca și Iisus, a fost constrâns de niște situații, deci aici spune clar că el a fugit, da? Adică era un fugar. Era un fugar. Era constrângere. Deci cei care erau în casa Domnului la momentul respectiv, știind că este interzisă, dar știind contextul în care s-au întâmplat, au permis ca ei să mănânce aceste pâini, le-a propus aceste pâini. Respectiv, Dumnezeu, Iisus le spune că nu omul este făcut pentru sabat, ci sabatul este făcut pentru om. Deci omul trebuiește să se bucure în sabat și să-i dea slavă lui Dumnezeu. Respectiv, iarăși, cu răspunsul său, iarăși dat peste cap
toate conceptele, da, și toate... Sistema a dat întrebarea, eroare. Încălcau ei legea? Deci ucenicii? Categoric nu. Și Hristos explică lucrul ăsta. Deci el explică făcând referire la un eveniment din istorie despre care acești farisei cunoșteau foarte bine acest lucru. Dar nu s-au gândit niciodată în contextul și, respectiv. Trebuie să înțelegem că foarte multe obiceiuri, tradiții în societatea evreiască erau puse, făcute pentru zile sau pentru perioade obișnuite. Atunci când vorbim despre exemplu cu David, este un moment excepțional, ieșit din comun. Putem să spunem și inclusiv situația lui Hristos în contextul dat, este ceva de asemenea excepțional. Oamenii trebuiau ceva să mănânce. Și cel mai important aici, lucru pe care trebuie să-l înțelegem, este să înțelegem ce spune la sfârșit. Că nu sabatul este făcut pentru om, invers, da? Nu omul este pentru sabat, ci sabatul este făcut pentru om. Omul, da, trebuie să țină această zi de odihnă, este important lucrul ăsta, dar el trebuie să o facă în așa mod încât să îndeplinească legea lui Dumnezeu, dar în același timp să țină cont de niște necesități, împrejurări, salvarea unei vieți, contexte, deci absolut omenești, dacă am putea să ne explic. Interesant că Domnul Iisus se subsemnează sub această declarație. Deci nu sabatul, ci pentru om, ci nu omul pentru sabat, ci sabatul pentru om. Pentru că eu sunt Domn. Autorul. Da. Cine mai bine știe despre ziua de sabat decât cel care l-a creat, cel care este autorul. Și el știe bine de ce l-a creat. Pentru bucurie, pentru raiul care trebuia să fie raiul familiei. Deci un exemplu, dacă îmi permiteți, vreau să-l aduc, care explică bine, cumva, poate prin exemplul ăsta. În perioada Revoluției franceze avem o situație când Franța, confruntându-se cu probleme financiare, datorită lui Simon Manange, propune săptămâna de 10 zile. Da. Săptămâna de 10 zile, ziua de 10 ore, anul cu 10 luni, și el dă cumva niște explicații matematice destul de logice până la urmă. Și însă a durat exact câțiva ani, dându-și seama de faptul că nu funcționează, pentru că nu este natural, pentru că nu este creat de Dumnezeu. Dumnezeu știe foarte bine că omul are nevoie de sabat. De aceea el a creat sabatul pentru ca să-l servească pe om. Așa. Și nu invers. Da. Ținând cont de cele scrise în Scriptură, ținând cont de cele studiate de noi, deci clar că Hristos răspunde exact cum trebuia să răspundă. Nici în plus, nici în minus, nimic. Și Iisus apelează la conștiința lor. Este o descoperire a lor, pentru ca să înțeleagă ce este ziua de sabat, ce înseamnă atitudine față de om. Și cu toate acestea se întâmplă în urma polemicilor că Domnul Iisus e nevoit să spună astfel de cuvinte. Adevărat vă spun că toate păcatele și toate hulele pe care le vor rosti oamenii li se vor ierta. Dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt, nu va căpăta iertare în veac și este vinovat de un păcat veșnic. Ce înseamnă această hulire sau hule împotriva Duhului Sfânt sau care este păcatul ce nu se iartă, de neiertat? Haideți, pentru început, chiar m-am uitat în text să văd care este explicația cuvântului hulă. Uh-huh. Are de fapt trei explicații. Hula poate să fie ca o explicație, deci o crăpătură apărută într-o păpastie, într-o stâncă. Doi, astea sunt ondularea apei în timpul unei furtuni. Și trei, de fapt, este o ocară, o înjuruire, o lipsă de respect față de ceva. Deci păcatul de neiertat este hula împotriva Duhului Sfânt.
o ocară adusă lui Duhului Sfânt, o neglijare adusă lui Duhului Sfânt atunci când ori de câte ori se întâmplă ceva, deci bate la ușă Duhul Sfânt și cumva ne trezește, ne cheamă, ne readuce în vizor lucruri importante pe care noi cumva încercăm să le trecem cu vederea. Și această ignorare continuă a Duhului Sfânt, de fapt, aduce și cu sine o împietrire și o depărtare totală de cele veșnice și cele care sunt proprii celui Dumnezeu, Creatorului nostru. Nu doar neglijare, și aici se vorbește despre păcat. Da. Ci interesant că Domnul Iisus a venit pe planeta Pământ pentru ca să moară, să salveze, să moară pentru în locul nostru, din cauza că noi am păcătuit. Și păcătuim. Dar salvarea pe care ne oferă nouă este datorită substitutului. Păi cum se întâmplă că cineva nu va beneficia de iertare? Există păcate pentru care Iisus n-a murit? Nu. Pentru că aici eu am pentru mine subiectul, desigur, fiind de mult timp în biserică, chiar fiind mic, încercam să înțeleg lucrul ăsta. Și explicația este una foarte simplă. În același timp, hula împotriva Duhului Sfânt este neacceptarea mântuirii. Pentru că Dumnezeu, Hristos, da, atunci când vine și bate la inima ta și încearcă să îți spună despre faptul că sunt lucruri pe care tu nu le faci corect, sunt păcate pe care le comiți sistematic, de la care nu te desprinzi, El o face asta prin intermediul Duhului Sfânt. Dacă eu refuz să ascult acest îndemn, deci automat asta înseamnă păcat împotriva Duhului Sfânt. Dumnezeu păstrează libera alegere, voința omului. Și păcatul împotriva Duhului Sfânt este, de fapt, alegere de a nu fi salvat. Exact. Îl refuză, așa cum ați sugerat, îl refuză pe Dumnezeu, refuză salvarea. Și cum să fii iertat aici? N-ai cum. Și nu cauți iertare. Și Domnul Hristos nu poate să violeze liberul arbitru al omului. Și lucrul acesta doar dovedește, pentru că cineva spune, sau poate să speculeze, asta e puțin, probabil că nu toate păcatele sunt iertate. Nu, El a murit pentru toate păcatele și poți fi iertat. Dar iată, să alegi, deja, să primești, să accepți această salvare sau să o refuzi, asta nu rezolvă nimeni și nu rezolvă nici Dumnezeu. Și lucrul acesta, despre aceasta și vorbește Domnul Iisus. Interesant că în timp ce Iisus vorbea despre aceasta și era, cum să zic eu, un lucru foarte important, era prezentat problemă de viață și de moarte, în timpul acesta, spune evanghelistul Marcu, că a venit mama și frații lui și stând afară au trimis să-l cheme, deci nici n-au intrat înăuntru. Și vă dați seama, când se văd rudele care nu s-au văzut de mult, e o elogie a bucuriei de întâlnire. Mulțimea ședea în jurul lui, adică în jurul lui Iisus, când i-au spus, iată că mama ta și frații tăi sunt afară și te caută. Da, se pare parcă cuvintele acestea sunt simple. Și totuși, el a răspuns, cine este mama mea și frații mei? Apoi, arătându-și, aruncându-și privirele peste cei ce ședeau împrejurul lui, iată, a zis el, mama și frații mei. Cum să înțelegem aceste cuvinte? Cine este familia lui Iisus? Cine este membri, cine sunt membrii ai familiei Domnului Iisus? Da, deci familia lui Iisus erau și ei participanța evenimentelor timpurilor date și observau că Iisus de fapt se comportă într-un fel oarecare foarte straniu, pentru că un om deci nu se îngrijește de situația lui fizică, da? Deci nu face nimic ca situația lui cumva materială, financiară, fizic să fie bună, da? Deci face niște acțiuni care merg deci, în detrimentul orânduirilor acelor timpuri, da? Deci el merge constant împotriva autorităților.
autorităților bisericești, da? Și cumva toate acestea au dus spre ideea că Iisus al nostru și-a ieșit din minți, adică El nu se comportă normal. Haideți să luăm din mijlocul mulțimii, să-L izolăm acasă și să-L tragem la răspundere. Deci familia cumva a venit cu o alură de asta superioară, deci care este un spirit de patronat. Da, care este în drept să cumva are un drept asupra lui Isus și este, iarăși o să mă repet, în drept legal de a-i face observații și de a-L mustra și de a-L pune pe calea cea dreaptă. Și într-un fel oarecare că cumva le defăimează familia din care face parte și așa mai departe, pentru că situația și bunul nume la evrei, noi îl știm că este un moment destul de sensibil și important. Mai mult decât atât, nu a intrat nicio rudă, nu a intrat să-l salute, să-l cuprindă, să-l cheme și cumva prietenește să discute, să-l întrebe ce se întâmplă. Eu sunt sigură că Iisus, dacă familia era pregătită, realiza această discuție cu cei mai apropiați. Iisus încă o dată a dat dovadă și a răsturnat absolut toate conceptele acelor timpuri. Deci familia lui sunt frați, mamă, surori, sunt doar cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Doar cei care fac voia lui Dumnezeu. Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela mi este frate, soră și mamă. Evident că din momentul acesta nicio autoritate nu este și asta dovedit, că Iisus are cu totul altceva. El vine din altă parte, nu vine dintr-o familie doar pur și simplu omenească. Și autoritatea asupra lui nu are nimeni. Da. El este autoritate. Sigur că Domnul Iisus în cazul acesta n-a fost un răspuns obraznic, cum cineva poate să încearcă să interpreteze. Aici răspunsul a fost foarte clar pentru contextul despre care ați vorbit dumneavoastră și e foarte adânc. Pentru că contextul sau situația făcea în așa fel încât să defaime sau să deranjeze lucrarea mesianică la care Domnul Iisus, pentru care Iisus a venit aici pe pământ. Da, și eu cred că mai este o chestie legată de o supărare a lui Hristos, care înțelege că trăind o perioadă atât de lungă de timp, până la vârsta de 30 de ani, deci el a fost în familie, el a fost cu frații săi, el a fost cu mama sa, el a fost cu... Era adecvat. Ei nu au înțeles că acesta este Mesia. Și atât, combinându-se toate aceste lucruri, dă naștere la acest răspuns că este un absolut logic. Da. Evident că sunt multe lucruri pe care noi am putea să găsim și lecții pe care Marcu ne le prezintă legate de Domnul Iisus. Ce am înțeles noi? Că la orice polemică, de ce există polemică? Pentru că se întâlnește omenescul greșit interpretând divinul. Și iată a venit divinul care punea la cale și îi reglementa sau le prezenta corecta înțelegere sau imagine despre divinul, despre Dumnezeu. Cine să știe despre Dumnezeu decât Fiul lui sau care este Domnul Iisus Hristos? Și el descoperă dragoste. Ce observăm noi? Cât de gingaș Iisus se apropia de fiecare. Chiar și atunci când rostea o mărturie, o mustrare, era benefică pentru cei care ascultau, cei care doar veneau cu inima deschisă să asculte. Iar ceilalți, sigur că. Ce am observat și ceea ce ne prezintă nou evanghelistul Marcu este că tot publicul care venea, care se atingea, care cumva intra în contact cu Domnul Iisus Hristos, neapărat trebuia să aleagă. Este sau nu este? Este El Mesia sau nu este? Este El Salvatorul sau nu? Îl accept sau îl refuz? Nimeni nu era, cumva, știți, să mai pun pe pauză. Sunt în stand-by. Nu. Toată lumea lua decizie vis-a-vis de El, de Domnul Iisus Hristos. Da. Vă mulțumesc pentru că ați fost împreună cu noi. Cu părere de rău, timpul nostru e limitat, el deja s-a scurs, dar ocazii în care vom studia încă mai sunt în față.
Evanghelistul Marcu, impresionat de Domnul Iisus Hristos, scrie această evanghelie. Mai mult de atât, el prezintă impresiile celor care au fost martori, cei care au fost implicați, a eroilor care sunt în contextul acestor polemici. Însă cei ce impresionează toate generațiile, în toate timpurile, sunt răspunsurile și descoperirile pe care le oferă Domnul Iisus. Sunt sigur că și pentru tine sunt importante, pentru că Domnul Iisus n-a adresat răspunsurile date și aceste cuvinte doar pentru ei, pentru contemporanii săi, ci sunt actuale chiar și pentru noi, chiar pentru fiecare din cei care probabil că ne priviți acum. Dacă v-a plăcut acest material, vă invit să ne dați o reacție și accesați și alte materiale de felul acesta. Iar noi vă spunem la revedere până data viitoare.
Iar noi vă spunem la revedere, până data viitoare.